Uite, e maronie la floare. Floarea, uitați, uitați. Înăuntru aici nu mai are nimic. Trebuia să fi format deja un pic așa fructul. În mod special, pomii fructifere au avut de suferit de pe urma înghețului, mai ales că multe exemplare porniseră la înflorire. Caisul era înflorit și piersicul și numai astea au pică. Poate, cine știe, Dumnezeu să mai le salveze. Să salveze ceva din ei, da. În curtea lui Alexandru Matei, din comuna Prahoveană Păulești, se găsesc de la pom fructiferi, în special cireși de mai și până la zarzări, caii și pruni. După temperaturile scăzute înregistrate în ultima vreme, mulți dintre ei au fost aproape compromiși. A înghețat foarte tare într-o noapte, a fost minus 5 grade, a cam afectat caii și piersicii, că ei înfloresc cel mai repede, cel mai devreme, erau înfloriți. Cred că cireșii nu sunt afectați, așa că erau îmbobociți. Păuleștiul este într-o zonă foarte bună din punct de vedere climateric. Într-o depresiune, așa ca să zic, e mai ferită de intemperii. Nu la fel se întâmplă și în alte zone, unde vremea a fost mai vitregă, iar pagubele sunt mult mai însemnate. La Valea Călugărească, la noi, la anumite soiuri a început și dezmuguritul și chiar anumite soiuri de masă au ajuns la să aibă lăstarul cam de 2 cm. Dacă survin temperaturii sub minus 1-2 grade, o perioadă de câteva ore până la o zi, există riscul pierderii ochilor principali. Acum sperăm noi, din experiența pe care o avem, nu prea s-a întâmplat în zona Valea Călugărească sau dacă s-au înregistrat aceste temperaturi, atunci au avut de suferit doar plantațiile de la baza pantei, care în general sunt destul de puține. Specialiștii direcțiilor agricole așteaptă acum să treacă cel puțin o săptămână pentru a vedea exact care sunt datele din teren. În solarii sunt eforturi susținute ale producătorilor agricoli, la în special cei care sunt pe programul pe tomate, care au deja plantat până la momentul ăsta, și cei care, producătorii de flori, dar se pot salva cu eforturi, cu costuri mai mari. Ceva probleme vom avea în pomicultură pentru speciile care au înflorit deja, pe migdal, pe piersic și pe cais, dar vom vedea în zilele următoare cum evoluează și cât a afectat. Știe că desprimovărarea are loc după jumătatea lunii aprilie. Cu căldură și sufletească și materială și se rezolvă. Da. Așteptăm căldura de sus. Nici culturile de legume sau cartofi nu sunt ocolite de amenințarea acestei perioade. Este și exemplul ardeilor, care sunt plante sensibile la îngheț.